România este în fața unui test extrem de dificil. Danemarca în sferturile de finală, alături de un public numeros, sunt 12.000 de fani. Fani care au venit aici să împingă această echipă gazdă în semifinale. Să sperăm însă că România va reuși să treacă peste huiduielile chiar din startul acestei partide. Chiar la prezentare România a fost huiduită copios, un lucru care s-a întâmplat, trebuie amintit acest lucru, și în cazul Suediei, care a jucat cu Danemarca. Altfel, până la momentul acela, publicul danez, la meciurile echipei favorite, a fost, să spunem, destul de fair play. Au depășit această graniță și sigur că probabil vor continua în acest stil și pe restul partidei. Să sperăm însă că echipa României va reuși să câștige din nou, așa cum a făcut-o și în finala mică din 2010 de la campionatul european. Atunci Neagu a fost cea mai bună marcatoare și sigur că astăzi avem mare nevoie de Cristina Neagu. Eu sunt Costin Cavașe și vă invit să rămâneți alături de noi. Să sperăm că va fi o altă victorie, așa cum a fost și cea cu Brazilia. Nu foarte multă lume se gândea că România, după acele trei înfrângeri din grupă cu Spania, cu Norvegia și cu Rusia, ar putea să intre între primele 8. E deja o performanță mai bună decât ceea ce s-a întâmplat la ultimele două campionate mondiale, când am terminat pe 10 în 2013 și chiar pe locul 13 în 2011. În 2009 am fost pe locul al 8-lea, dar atunci nu s-a jucat sfertul de finală, s-a trecut direct la faza semifinalelor din a doua fază a grupelor. În curând vom auzi imnurile celor două țări. Sunt surorile Bonaventura. Nu știu dacă este bine sau rău. În general, surorile Bonaventura au un renume de arbitri foarte duri, incoruptibile, așa cum sunt supranumite, însă au avut și meciuri mai puțin fericite. Să sperăm însă că astăzi surorile Bonaventura vor face un meci corect. Steag al României imens, atârnă de undeva de la inelul al doilea, acolo unde au fost trimiși cei 100 de fani români. Danemarca respiră handball prin toți porii, este o națiune legată de acest sport și sigur că rezultatele n-au încetat să apară, fie când vine vorba de echipele naționale, de băieți sau de fete, sau în cazul celor de club. România vine cu un alt spirit, s-a văzut asta în meciul cu Brazilia, când România a dat dovadă de o încredere pe care n-a arătat-o neapărat în meciurile din grupă, cel puțin nu cu echipele foarte tari.
Spuneam că 100 de bilete au fost distribuite conform înțelegerii fanilor români, însă aceste bilete au fost puse undeva la peluza de la Inelul al Doilea. Va fi aproape imposibil ca cei 100 de români, oricât de zgomotoși ar fi ei, să se audă până la nivelul terenului. Fetele însă i-au salutat pe acești fani cu o jumătate de oră înainte de startul acestei partide, la încălzire. Atunci românii s-au făcut auziți și să sperăm că, într-un fel, strigătele lor vor continua să le sune în urechi româncilor pe teren. Nu va fi deloc simplu, Danemarca este o echipă care joacă repede, care în primul rând se apără destul de agresiv, cu o apărare mai agresivă acum de când la conducerea echipei a fost adus Klaus Brun Jorgensen, un om care i-a luat locul lui Pitlic, și una dintre primele cerințe a fost ca această echipă a Danemarcii să joace mai în forță și să se apere mai agresiv. Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a României, cea mai bună marcatoare în primul rând, cu 30 de goluri în 49 de aruncări, un procentaj excepțional de peste 60%. Iată și tricolorul României, am văzut aici pe Patricia Vizitiu, aceasta este Sandra Stock, una dintre cele două opțiuni pentru poarta Danemarcii și, interesant, Sandra Toft este preferată din primul moment. Spun asta pentru că Rikke Paulsen, în meciul cu Suedia, în primul sfert de oră, n-a încasat decât un singur gol și a avut, de altfel, un meci nemaipomenit. Însă, așa cum ne spunea chiar Ian Leslie la începutul, înaintea acestei partide, antrenorul lui Rostov Don, Sandra Toft, jucătoarea lui Larvik, a făcut două meciuri foarte bune împotriva HCM-ului, echipă din România, de unde vin 10 jucătoare ale naționale. Primul atac ne aparține, cu Eliza Buceschi acolo la coordonare. O primă interesantă observație spune faptul că atunci când Ada Nechita a plecat în circulație, a fost luat om la om imediat de Cristina Christiansen, care este una dintre cele mai rapide jucătoare, aș spune, în momentul de față. Ușor de recunoscut Christiansen, și pentru care o coafură interesantă, poartă numărul 21 pe tricou și este coordonatoarea Danemarcii. Brădeanu, Neagu încearcă o depășire acolo, Neagu încearcă o depășire acolo, pasă înapoi pentru Brădeanu, care se înalță, mingea a fost însă deviată de blocajul danez. Iată-l pe Thomas Rude, antrenorul României, primul antrenor străin cu care România merge la un turneu final. Jurile Bonaventura, aici cu un cartonaș galben pe care îl primește repede Pernille Holmsgård. Aceasta este formula din linia de 9 metri pe care se pare că Thomas Rude a găsit-o încă din meciul cu Rusia. Aici Buceschi pătrunde și care a dat roade nemaipomenite în meciul cu Brazilia. Folosirea Aurelii Brădeanu pe poziția de inter dreapta, a Buceschi la coordonare, pătrunde acolo și aruncă, însă pe lungă poartă, din păcate, Valentina Ardean Alisei. Alice a jucat excepțional cu Brazilia, de altfel extremele noastre, Ada și Alice, au jucat foarte bine. Aurelia Brădeanu alături de Paula Ungureanu, care a făcut și ea un meci absolut fabulos. Apără Paula la prima aruncare. Prima aruncare ce aparține unei jucătoare pe care o cunoaștem extrem de bine, Line Jorgensen, jucătoarea de la CSM București. Sunt două jucătoare care vin de la CSM în Naționala României, vorba de Oana Manea și, sigur, Aurelia Brădeanu, în timp ce tot două jucătoare... e primul gol! Gol înscris acolo de Oana Manea. Două jucătoare vin de la CSM și Naționala Danemarcii, vorba de Line Jorgensen și de Maria Fisker, extrema stângă. Jorgensen în stânga pentru Anne-Grete Norgård. Norgård preferată Mariei Fisker în extrema stângă, și asta pentru că
a avut meciuri foarte bune, atât în faza grupelor, cât și în meciul eliminatoriu cu Suedia. Un fault acolo, Neagu primește un galben. Gabi Suici poartă un bandaj destul de vizibil acolo pe nas, după ce a fost lovită foarte, foarte tare meciul cu Brazilia. Bună intervenția Paulei Ungureanu la această aruncare din extrema stângă a lui Jan Grete Norgård. Rămâne de văzut dacă Gabi va putea fi folosit acolo multă vreme. Gol înscris de Elisei! 2-0 pentru România, care se desprinde repede și cred că acesta este iarăși un ingredient extrem de important și în fața Danemarcei, așa cum a fost și în fața Braziliei. Să trecem repede în față, pentru că Danemarca este o echipă care joacă bine, foarte bine atunci când este în avantaj. Sigur, și Danemarca a avut momentele ei de cădere, chiar și în fața Suediei, după ce a avut un avantaj serios, Suedia a reușit să se apropie la două goluri. Aici primul gol marcat chiar de Cristina Christiansen, jucătoare, spuneam, extrem de rapidă, care joacă pentru Nykøbing în Danemarca, are 26 de ani și trebuie spus că Christiansen are 14 goluri marcate la acest campionat mondial, dar în primul rând este cea mai bună pasatoare a Danemarcei cu 20 de asisturi. Mana Mane a primit și ea un cartonaș galben, pasă pentru Brădeanu, Brădeanu are un culoare acolo, pentru de gol! Excelent, Aurelia Brădeanu găsește din nou un culoar, i s-a lăsat partea ei stângă, însă Brădeanu imediat și-a ajustat intențiile, a pătruns spre dreapta. Normal, fiind aruncătoare de mână dreapta, Aurelia Brădeanu probabil va fi împinsă să joace cât mai spre exteriorul acelei poziții, cât mai spre extrema dreaptă, pentru a avea un unghi dificil. Cred că a călcat, asta a fost impresia mea, acolo trine Ostergaard, însă golul este validat. Poate vom avea o reluare cu momentul în care vine să desprinde, nu, nici vorbă. Și iată și pumnul ridicat de Klaas-Bruun Jørgensen, un antrenor care a preluat această echipă a Danemarcei cu doar 6 luni înainte de startul campionatului mondial. Danemarca a terminat pe locul 3 în grupa A, a avut două înfrângeri la acest mondial cu Ungaria și Muntenegru. Ada Nechita în continuare luată om la om practic pe tot terenul de fiecare dată când pleacă în circulație de Christiansen. Eliza Bucheschi aruncă acolo de pe picioare. E unul dintre procedeele ei favorite, însă de data asta n-a surprins-o pe Sandra Toff. Aruncare în bară, s-a dezechilibrat acolo Stine Jørgensen. Două Jørgensen în linia de 9 metri pentru Danemarca, Stine și Line. Stine Jørgensen joacă pentru Midtjylland și este cea mai bună marcatoare a Danemarcii la acest campionat mondial, cu 28 de goluri. Are cele mai multe aici, în mod interesant, trimițându-o pe Aurelia Brădeanu în interstânga și pe Eliza în interdreapta. Cristina Neacu în centru, pătrunde acolo și scoate 7 metri. Bravo, Eliza! De altfel, pătrunderile Elizei Bucheschi în meciul cu Brazilia au fost, aș spune, de asemenea, un punct extrem de important în obținerea acelei victorii. Cristina Neacu, care a avut și câteva ratări de la această distanță. Să sperăm că nu și acum. Față-față cu Sandra Toc. Neagu marchează, trage cu pământul și suntem din nou la două goluri în față. Publicul danez acum cufundat în liniște în comparație cu ce s-a întâmplat în startul partidei. Și e bine să-i păstrăm cât mai mult așa. Sigur că danezii imediat revin la un nivel sonor mai ridicat. Christiansen pentru Stine Jørgensen, Line acolo, Christiansen are niște depășiri fantastice, dar apără Paula acolo la Stine Butthold. Interesant că au început pe pivot cu Stine Butthold, în mod normal Mette Grafholt ar fi fost prima soluție, de altfel Mette Grafholt a marcat 18 goluri la acest mondial, în timp ce Stine nu are decât 3.
a jucat de altfel puțin, însă s-ar putea să aibă nevoie mai mult de ea în apărare și, sigur, ca să nu piardă timp cu schimbări atac-apărare, au ales pentru moment această variantă. Cam singurul playmaker pe care l-au la dispoziție, Christiansen, în condițiile în care au pierdut-o pe Lotte Grigel, undeva la începutul acestui campionat mondial, cu o accidentare foarte serioasă. Din când în când, Stine Jørgensen, interul stânga, poate să apară acolo în centru, la coordonare, însă n-aș spune că au fost rezultate tot mai grozave în meciul cu Muntenegru sau chiar cu Ungaria. Bine, Jørgensen pentru Christiansen, foarte bine ne apărăm în zonă centrală, este acolo și Valentin Ardean Elisei, care a fost pusă mai în față, mai agresiv, și aici este aruncare de la 7 metri pe care o obține Christiansen. De urmărit, Christiansen are niște depășiri absolut fantastice, este extrem de rapide, schimbări de direcție care te pun imediat pe picior greșit. Paula Ungureanu încasează aici gol de la Stine Jørgensen. Jørgensen nu a ratat la acest campionat mondial decât o singură dată de la 7 metri și aceasta este a 11-a aruncare. De remarcat un lucru, Polonia a izbutit să elimine Rusia. Rusia era văzută, după ce s-a întâmplat în fața grupelor, ca fiind o mare favorită. Intră acolo Cristina Neagru, însă dă peste poartă. Păcat! Cristina a ratat dintr-o poziție destul de bună și suntem imediat penalizați pe contraatac de Trine Ostergaard, jucătoarea lui Midtjylland. Ostergaard, în general, nu prea ratează, are un procentaj de aproape 80% de pe 6 metri, de pe extrema dreaptă. 9 goluri marcate de ea la acest mondial. Extrema lor dreaptă, fie că a fost vorba de Anne Pedersen sau Trine Ostergaard, n-a dat un randament ieșit din comun. Nikita pasă foarte bună pentru Eliza, 7 metri, 7 metri pe care din nou îi scoate Eliza. Excelent. Va fi foarte important să jucăm această apărare foarte avansată. Iată unde sunt ele, la 9 metri acolo. O pasă într-un wing destul de dificil pentru Eliza, care a cules mingea. Paula, Cristina Neagu reușește să marcheze aici. Trecem din nou la conducere. Iată pe Sandra Toft. Sandra Toft, 26 de ani, cu un procentaj excepțional acest mondial, de 33%. Rikke Paulsen, de asemenea, cu 34%, iar timpul împărțit de cele două este aproape identic. Ne apărăm agresiv, acolo Adele Ghida, îi fură mingea lui Line Jørgensen. Foarte bine Neagu, e într-un minge destul de neplăcut, însă e bine că am furat această minge și avem șansa unui pozițional. A intrat Luciana Marin în defensivă mai devreme, acum face schimbarea cu Eliza Buceschi. Oana Manea pe semicerc. Rădeanu în centru, o pasă pentru Oana Manea. Sigur că cele două se cunosc foarte, foarte bine, joacă la CSM, joacă de atâția ani pentru echipa națională și sigur că ar trebui să vedem mai multe acțiuni de acest gen cu cele două încercând să colaboreze. Eliza Buceschi marchează! Marchează Eliza, despre care înainte acestui campionat mondial Toma Zurde spunea că se așteaptă să fie una dintre starurile competiției și cred că Eliza a arătat deja că nu degeaba se vorbește atât de frumos despre ea de vreun an și ceva încoace. Eliza a ajuns să joace în Germania, în Bundesliga, la o echipă de Champions League, la Thuringer. Christiansen, foarte bine s-a apărat acolo Gabi Suci, primește și-a un galben. Luciana Marin în dreapta Gabrielei Suci, în apărare. Acolo, pe acea poziție, 2 dreapta, ne-am apărat cu Ana Manea în multe dintre meciuri.
Iată pe Luciana Marin, reușit să se apere foarte bine. Bravo, Luciana! Sigur că publicul ar fi vrut imediat eliminare de 2 minute, însă nu se putea acorda așa ceva aici. Foarte bine, Luciana a luat-o în brațe la timp și nu i-a mai dat drumul. Avem 6 la 4 pentru România după aproape un sfert de oră și vedem în prim plan pe Claus Brun Jorgensen, nefiind foarte mulțumit. Din nou Gabi Suț, din nou apărarea noastră, e de data asta. Gabi primește 2 minute. Nu știu dacă noi cam ușor dată această eliminare. Intransigența bine cunoscută a studiurilor Bonaventura. Va fi un moment important. Am văzut cum România a jucat excelent în defensivă, chiar și cu 5 jucătoare pe teren în fața Braziliei. Acum însă primim un gol destul de rapid. Angajarea pivotului. Iată ce pasă a dat Christiansen. Foarte repede gândește fazele acestea de atac Christiansen. A intrat Mete Graffold acolo unde era de așteptat să joace din primul moment. 6 la 5. Eliza Buceschi. Hai să vedem acest atac. Oh, excelent! Excelent! Nu înțeleg însă ce se întâmplă. Abia acum Paula are timp să revină pe teren, pentru că Eliza Buceschi purta acolo tricoul de portar. Din nou Thomas Rude a folosit această tactică cu scoaterea portarului și introducerea unui jucător de câmp în momentul în care are om mai puțin pe teren. Abia după ce Eliza a revenit pe bancă, i s-a permis și Paul Ungureanu să revină acolo. Ne-a ieșit această schemă. Extrem de important să marchezi cu om mai puțin. Christiansen. Aurelia Brădeanu atentă, o pasă sărită care nu le este danezelor. Mingea s-a oprit chiar pe marginea terenului și Ada Nechita a fost mai inspirată, a urmărit și a recuperat. A văzut-o acolo cu numărul 23 pe Ann Grote Norgård. În curând va expira și acea eliminare de 2 minute. Va intra Geiger, cred. Iată pe Melinda Geiger, interdreata de mână stângă, ceea ce sigur că ar trebui să ne ajute, deși repet, în meciul cu Brazilia, formula cu Aurelia Brădeanu acolo pe această poziție a dat rezultate destul de bune. Melinda a intrat și a marcat un gol pe final, aici o aruncare a Aurelii Brădeanu. Sandra Toft a intervenit. 3 intervenții până acum pentru Sandra Toft, 30% procentajul ei. Paula are și ea 3 intervenții, încă un gol. De data asta este Anne Hansen. Anne Hansen a făcut un campionat mondial excepțional. În acesta a fost al 24-lea ei gol. Procentaj de aproape 70%. Iată aici, reușind să se desprindă de Ada Nechita și să marcheze folosindu-se și de coechipiera aflată pe Sepicer. Pleacă Valentina Ardean Elisei în circulație. Geiger pentru Ada Nechita. Reluăm atacul. Elisei nu este chiar în poziția ei preferată. Geiger, pătrunde Geiger! 7 metri, bravo! Excelent, a reușit să le păcălească acolo Melinda cu această schimbare de direcție. Totul e să ajunge acolo pe semicercul de 6 metri și să arunci la poartă. Intră Paulsen. Până acum 2 din 2 pentru Cristina Neagu de la 7 metri. Hai Cristina! E bară însă! O aruncare extrem de tare a Cristinei Neagu, dar care se duce în bară.
la campionatul european din 2010 despre care vorbeam. România a jucat de două ori cu Danemarca, în Danemarca, în fața unui public asemănător. Am pierdut în fața grupelor. Cristina Neagu a fost și acolo cea mai bună marcatoare, însă am câștigat cel mai important meci. Apără Paula Ungureanu acolo, la aruncarea lui Ann Grete Nordort. Foarte bine a ieșit Paula, a închis unghiul și aici cu brațul stâng, pe care parcă și l-a prelungit miraculos, a reușit să scoată mingea în afară. Deocamdată Danemarca n-a reușit să treacă la conducere. Să sperăm că nu o va face. Din nou Ada Nechita, urmărită pe tot terenul de Christiansen. Aici Ada intră într-o zonă foarte aglomerată. Cristina Neagu. Neagu i-a pus acolo un tot în fizură pentru a stabili un pic cine-i șeful lui Pernille Holmgård, însă până la urmă atacul a fost al danezelor. Rămân în pozițional gazele. Au făcut câteva schimbări. Apărare, atac. Dată pe Hansen. Hansen folosit acolo, iată, în interstânga. Repet, a făcut un campionat mondial extrem, extrem de bun. Christiansen, Luciana Marin, reușește să țină această minge departe de tabelă. Luciana Marin, pasă un pic cam jos, pe care Luciana cu greu a reușit să o agațe. Luci iese imediat la schimbare împreună cu Gabi Switch, reintră Manea și Melinda Gaide. Aproape 20 de minute s-au scurs din acest meci, care ar însemna calificarea în semifinale pentru învingătoare. Aurelia Brădeanu a pătruns acolo, nu s-a dat nimic. Aurelia Brădeanu se uită, parcă nu-i vine să creadă că trurile Bonaventura n-au văzut fault la acea intervenție asupra ei. Apărând bine cu Elisei, Valentina s-a așezat acolo la timp și a întâmpinat-o pe Pernille Holmgård. Holmgård, jucătoare în special defensivă, iese imediat la schimbare. În locul ei intră Maria Fisker în extrema stângă. Jucuța Grafold pe semicerc, dar este extrem de puternică și foarte bătăioasă. Iată pe Grafold primind acolo din nou aceeași combinație pe care am mai văzut-o pe zonă centrală, pe act central, cu minge venită de la Christiansen. Deja două pase decisive date de Christiansen. Timeout pe care îl ia Thomas Rude la scorul de 7-7. Hai să vedem ce are de spus. No transfer in front of a wing anymore, no efficiency. Play, pass the ball in return, wide play from the wings, okay? Patience. Apărare, aveți grijă la pivot, că-i aruncă mingea în semicer, încearcă să intri, să-i dai peste minge. Vedeți că nu, Interul dreapta nu vine la șnur, ăsta vine numai pe depășire și pe 7 metri. Strângeți mai mult. Bate vei mea, gipers in die Mitte. Husk, du også har angribet selv lige ned på Schultz, så du ikke hele tiden bare ligger og spiller til højre, ikke? Og gerne også den anden vej. Sagtens også kører de franske alle de her ting med returafleveringerne til venstre, der er meget plads derovre. Kom! Da, cred că Thomas Rude va renunța la plecarea în circulație a extremelor și va încerca să joace cu ele pe poziția cunoscută, vor sta departe în exterior, tocmai pentru a le desface pe semicer, probabil mai mult, pentru a le întinde mai mult pe daneze și pentru a oferi, poate, spații de pătrundere sau chiar mai mult spațiu acolo pentru aruncările jucătorilor din linia de 9 metri. Ar trebui să fie poate un pic mai mult spațiu pentru Oana Manea. Valuri făcute de suporterii danezi. 7-7, în moment cheie. Neagul luată om la om, aruncă de acolo Geiger.
Eliminare de 2 minute, Melinda Geiger scoate eliminare de 2 minute. Iese chiar Hansen și asta este cu atât mai bine pentru noi. Frâle Bonaventura până acum au arbitrat cât se poate de corect. Reintră Eliza Buceschi la coordonare. Cu atât mai mult acum, cum în plus ar trebui să vedem jocul dus în extreme poate. Neagu, semnază Neagu! Mingea este însă din blocaj. Aruncat și cred că mingea a fost deviată de... Line Jorgensen, care este practic cea mai înaltă jucătoare a lor. 1,86 m. Cea mai puțin inspirată soluție să arunci peste ea. Prădeanu, aruncă Prădeanu, gol! Aurelia Prădeanu, din nou, le-a adormit vigilența și a reușit să găsească acolo, fără să se înalțe, aruncând pur și simplu de pe picioare. Banul sare un pic. Sandra Top n-a găsit nicio soluție. Paula Ungureanu deocamdată câștigă duelul de la distanță, are 5 intervenții din 12 mingi venite pe poartă, în timp ce tot are 4 din 12. Fiscă. Ne-am aglomerat în zona centrală, fetele noastre aproape că se țin de mâini pentru a ști exact unde este fiecare. Și apără Paula, le-am forțat să arunce din afara semicercului de 9 metri și sigur că asta a dat încredere și porții. Paula se dezlănțuie imediat după ce reușește să repună mingea în joc. 46% procentajul ei în poartă, iată, cu 300% peste cel al Sandrei Top. Pasa dată acolo de Aurelia Prădeanu a fost foarte bună ca intenție, însă poate că nici Eliza n-a avut cea mai bună priză. Poate și pasa a fost un pic cam moale. A intrat Bea Perianu, ne apărăm cu 15 semicer și cu Valentina Ardean-Elisei avansat la Christiansen. În fața apărărilor avansate, Danemarca a avut destul de multe probleme. În general, în fața apărărilor agresive, aici însă, iată, le reușim să marcheze, le expirează acea eliminare. 8-8. Mai sunt 7 minute până la finalul primei reprize. Jocul României este unul care ne dă toate motivele să credem că vom vedea și un meci în semifinale. Neagu, pătrunde Neagu! Absolut fantastică este Cristina Neagu. Absolut oricine întreb din naționala Danemarcii în acest semn care spunea trebuie să punem accent pe anihilarea Cristinei Neagu. E probabil cea mai bună din lume. Stine Jorgensen spunea și ea practic același lucru. România o are pe Neagu, jucătoare de clasă mondială. Cheie ar fi să oprim pe ea. Sperăm că nu vor reuși. Apărare în semicerc. Luciana Marin. Asta e aruncare de la 7 metri pentru daneză. Hai să vedem cine va atrage. Probabil Line Jorgensen. Da, vine Line Jorgensen, care până acum la acest campionat mondial n-a ratat nici ea la 7 metri. A intrat Ionica Munteanu în poartă. De 4 ori a dat până acum de la 7 metri Line Jorgensen. De fiecare dată a marcat, aceasta a fost a 5-a reușită pentru ea de la această distanță. No la no. Ce public are Danemarca, ce sală uriașă. Cu atât mai greu pentru noi, pătrunde acolo Alin, care este faultată, va fi repunerea însă din 9 metri.
Sau din nou fluierături pe poziționalul nostru. Pleacă Valentina. Aurelia Brădeanu, depășirea Aureliei Brădeanu, care a încercat să paseze acolo Valentina Ardeanu Lisei. Un faul făcut de Valentina, însă privită pe Cristiansen, cât de repede a dus mingea în jumătatea noastră. Bară însă la această aruncare a lui Norgård. Faul la Ungureanu s-a așezat suficient de bine încât să nu-i dea acolo un culoar clar de a trage la poartă. Cred că a fost totuși Stine Jorgensen și nu Norgård, rectific. 9-9, încă 4 minute și jumătate până la pauză. Ar fi extrem de important să rămânem în avantaj. Neagul pentru Bucescu, pătrunde Bucescu, pasă extraordinară pentru Oana Manea! Nemaipomenită a fost Eliza Bucescu la această acțiune. Priviți-o pe Eliza, se uită într-o direcție și pasează peste într-o cu totul și cu totul altă direcție. Excepțional! Un nou look pass dat de Eliza Bucescu, care într-adevăr în curând va deveni una dintre cele mai bune jucătoare pe această poziție din lume. Nu cred că exagerez. Cristiansen. Tine Jorgensen în stânga pentru Fischer. Fischer marchează în fața Paulei Ungureanu. A făcut-o și în campionatul României în câteva rânduri la acele meciuri dintre... ...10-10. Se merge cap la cap, umăr la umăr. Să sperăm că pe linia de finish vom fi un pic mai în față. Pătrunde Neagu! Neagu din nou cu o pătrunde uimitoare. Priviți-o pe Cristina Neagu de unde pleacă. Trece practic de 3 jucătoare și marchează cu o aruncare teribilă la vincul. Încă o dată Cristina Neagu arată ce valoare are. 4 goluri marcate deja de Cristina. Foarte bine este Luciana Marin. Foarte bine. Nu se va da eliminare. Într-adevăr, trenurile până aventura a fost foarte bine. Îi atrag atenția lui Stine Jorgensen că n-are de ce să țină și ea după acel prim contact. Luciana Marin până acum în defensiv a jucat foarte bine acolo pe poziția a doua. A intrat și Laura Kiefer în extrema dreaptă. Poate un plus de viteză pentru a ne apăra la extrema lor stângă, la Maria Fischer. Iată că acest atac al danezelor eșuează. Avem din nou o bună oportunitate să ne ducem la 2 goluri. Neagu pentru Perianu, care n-a apucat să iasă la schimbare. Abia acum pleacă. Iese și Luciana Marin, reintră Oana Manea și Eliza Bucescu. Mai sunt 2 minute. Un gol acum ne-ar asigura probabil un avantaj măcar minim la pauză. Din nou Eliza Bucescu are această știință a pătrunderii. Priviți-o pe Eliza. De multe ori când o vezi la antrenamente atât de relaxată, aproape firavă, ai crede că nu e genul de jucătoare care să se lupte așa. Cristina Neagu e de neoprit și asta este foarte bine pentru noi. Dar și în meciul cu Brazilia, România face o primă repriză foarte bună. Ne-am apărat extrem de precis, dar exact, iată, această apărare agresivă le dă mari probleme, mari bătăi de cap jucătorilor danezi. Aici Luciana Marin s-ar putea să fie exagerat și, într-adevăr, primește 2 minute. Cred că decizia este corectă. Luciana fusese depășită, se agață practic, trage de tricou. A apărut acolo și Aurelia Brădeanu. Pe bancă, Costică Bucescu o încurajează, o bate ușor pe spate. Luciana Marin n-a prins foarte multe minute.
minute la acest campionat mondial, mai ales în meciurile importante. Nu era foarte mulțumit, încă își păstra speranța că va putea ajuta această națională. Încă un atac al danezilor care nu iese, e cu atât mai bine pentru noi cât au avut în plus. Să sperăm că vom duce acest pozițional până la sfârșitul reprizei și am fi grozav dacă am și marcat. Am făcut-o și cu Brazilia de câteva ori, am marcat cu om în minus. Alice, faultat acolo de Rike Stov. Rădeanu, pasă acolo pentru Neagu, Boltă! E o schemă pe care am mai văzut-o și în meciul cu Brazilia. Ne este încă o dată. Neagu ne duce pentru prima dată la 3 goluri în față. Apără și Paula, oricum n-ar fi fost validat acest gol. 13-10 pentru Naționala României împotriva Danemarcei, parcă împotriva întregii Danemarcei. După pauză revenim să sperăm că în repriza a doua ne vom păstra acest avantaj și vom ajunge în semifinală. Ce goluri marcate de România în prima repriză, 13 am avut în prima repriză și cu Brazilia și scorul ne-a purtat noroc. Atunci, e adevărat, am avut 5 goluri avans, acum avem 3, însă este un scenariu mai mult decât mulțumitor. România a jucat excepțional în defensivă, am ratat chiar de la 7 metri, pentru că altfel am fi putut avea poate 4 goluri în față, însă Cristina Neagu are 6 goluri din 9 aruncări și o avem de asemenea pe Liza Bucescu cu 4 pase decisive plus un gol marcat. Sunt două jucătoare care au evoluat excepțional, mai mult Eliza a reușit să scoată și 2 aruncări de la 7 metri. România a jucat foarte bine. A fost interesant ce a propus până la urmă în defensivă și tehnicianul Lars-Gunn Jørgensen cu retragerea Cristinei Cristiansen acolo în poziția 1 pe apărare și cu urmărirea extremei noastre dreapta, fie că a fost vorba de Ada Nechita sau de Tipper. Trebuie spus că România a folosit cam 10 jucătoare și în acest meci, așa cum a făcut-o și în meciul cu Brazilia, după ce în partidele cu Norvegia, cu Spania sau cu Rusia am folosit aproape întreaga bancă. Până la urmă, Thomas Rude se pare că a găsit formula cea mai bună. Acum rămâne de văzut cât de mult ne vor ține picioarele, pentru că va fi o parte a doua extrem de alertă, sunt convins. Vor începe cu scoaterea portarului, am impresia, pentru a avea 7 jucătoare pe atac în condițiile în care România are o eliminare de 2 minute, din care au mai rămas 50 de secunde. Joacă 7 contra 5 practic acum, punând 2 oameni pe pivot. Angajarea încă nu le iese, ba le iese, pentru că Laura Kipper a faultat acolo, în opinia arbitrilor din Franța, cele două superiori Bonaventura. Aruncare de la 7 metri și eliminare, asta este mai grav, eliminare de 2 minute pentru Laura Kipper, care o trage acolo, o trage în mod evident. Detalia a apucat-o, hai să vedem dacă Paula mai reușește odată să blocheze. A avut 4 aruncări de la 7 metri blocate în meciul cu Brazilia.
E gol de data asta. Gol marcat de Stine Jørgensen. Va fi introdus pe teren Ada Nechita. Avem doar 4 jucătoare pentru următoarele 25 de secunde. Sigur că Neagu este luat om la om. A plecat Elisei. Păstrăm jucătoare rapide. Sunt Elisei și Ada Nechita, plus 2 jucătoare mai înalte capabile să arunce de la distanță. Vorba de Neagu și de Brădean. A fi foarte greu să marcăm aici. Să avem grijă. Elisei. Uitată, suntem în amenințare de joc pasiv. A reintrat Eliza Buceschi. Dar va trebui să aruncăm foarte repede. A tras tare Cristina Neagu. A lovit în blocajul, în blocajelor. Suntem în amenințare de joc pasiv. Eliza n-a avut altă variantă decât să tragă de la mare distanță. Angajare pe semicer de acolo. Se luptă Ada, câștigă prin planul și câștigă o primă bătălie. În continuare cu mai puțin. Taula face foarte acolo pentru că secundele trec. Cronometrul nu este oprit atunci când o echipă joacă în inferioritate. Christiansen la coordonare. Line Jørgensen pe interdreaptă. Au scos portarul, joacă din nou 7 contra 5. Angajare pe pivot și le iese. Angajare pentru Mete Grafol. Curajoasă această tactică a lui Klaus Brun Jørgensen. Le pune 7 jucătoare pe faza ofensivă. Un lucru pe care l-am văzut însă deja și în cazul echipei noastre. Eliza Buceschi. Neagu. Buceschi pentru Brădeanu. Brădeanu se întâlnea pe repede, însă îl depășește. Oh, a fost pași. A fost pași. Așa au spus cei doi arbitri. Trebuie să văd o reluare. N-aș fi foarte convins. Trebuie să găsim o soluție. Trebuie să găsim o soluție la Mete Grafol. Pasă foarte bună venită de la Stine Jørgensen. Ambele joacă în Danemarca, însă la echipe diferite. O echipă a Danemarcii care însă joacă în această formulă mai mult sau mai puțin deja de vreo 2 ani. Reușește să marcheze acolo Cristina Neagu, nu știu cum a făcut-o, nu-mi dau seama cum. Priviți schimbarea de direcție făcută de Cristina Neagu. Era și apărare în semicerc. A aruncat cu pământul și a reușit să păcălească pe Colton. N-a fost chiar cel mai bun, dar și atunci a reușit să ne păstrăm un minim avantaj și până la urmă ne-am desprins pe final. Christiansen n-a părut foarte hotărât, apără Paula! Apără Paula! Totul a plecat de la acea ezitare a lui Christiansen, care cred că a întârziat cu pasa și a pierdut din spațiul de elan și Line Jørgensen, care a aruncat cam de pe picioare. Asta este bine pentru noi. Suntem din nou în efectiv complet pe această fază de atac. Oana Manea se duce undeva spre exterior, pleacă acum. Se duce în zona centrală. Cristina Neagu. Neagu, pasă pentru Manea, care a fost faultată. Manea a fost faultată, eliminare de 2 minute. Foarte bună combinația. Din nou își arată calitățile Cristina Neagu, nu doar de marcatoare, așa cum o știe toată lumea, și de pasatoare, nu mai vorbim de faptul că Neagu în defensivă este o piesă esențială. Avem și noi om în plus. Să vedem dacă vom duce jocul în extreme sau vom prefera o aruncare de la distanță. Neagu, împinsă de Jørgensen, se apără acolo avansat cu Jørgensen. Pasă nemaipomenită! Absolut uluitoare pasa Cristinei Neagu pentru Oana Manea. Trebuie să revedem această reluare, pentru că reușita Cristinei Neagu este chiar, sunt puține cuvinte. Excepțională pasă. Nici o clipă nu le dă impresia că va da pasă în centru. Neagu,
Neagu marchează, Cristina Neagu. Suntem din nou la două goluri în față. Oana Mane a scos aruncare de la 7 metri, iar aici Cristina o păcălește pe Paulsen. Ține Jorgensen, eliminare de 2 minute. Au două jucătoare acum și ele. Jucătoarele Bonaventura împart eliminări stânga-dreapta. Până acum n-aș putea spune că au dat nici măcar acel 5% despre care se tot vorbește gazelor. Asta este foarte bine. Minge pe care o recuperăm, e foarte greu pentru ele să se descurce în fața unei apărări supraaglomerate. Aici Danechita e mai bine așa, decât să grăbești aruncarea într-o poziție care nu-ți convine. Ai timp, ai doi oameni în plus pe teren, deci e bună luată de Ada. Păcat că n-am zis să mingea mai repede în fața porții. Acum poate pentru Ada. Ada nu și-a găsit pașii foarte bine, însă găsește plasa porții. Și asta este cel mai important. Din nou joc fără greșeală făcut de Ada Nechita. N-a mai avut acea libertate de mișcare din meciul cu Brazilia, când a reușit să plece în circulație pentru că a fost luată om la om din primul moment, însă iată pe Ada atunci când are ocazia, nu greșește. 16-13, încă 30 de secunde, cu cel puțin o jucătoare în plus pe teren. Curând vor avea și ele 5 pe acest atac. Ne apărăm foarte sus, Disker, oh! E un gol care, sigur că nu ne place în mod deosebit, tocmai pentru că a fost marcat de ele cu în inferioritate, în dublă inferioritate. Între timp au 5 pe semicerc în apărare, Brădeanu, aruncă Aurelia Brădeanu! Cât de importantă este această replică după un gol pe care l-am primit prea ușor. 17-14. Dacă nu primeam acel gol, acum aveam 4 goluri avans. Sunt bune și 3. 7 minute scurse din această repriză a doua și Danemarca n-a reușit să recupereze nimic de la pauză. 3 goluri în plus am avut și după primele 30 de minute. Christiansen, acolo Perianu. Excelent este Elisei! Excelent a ieșit Valentin Ardean Elisei! A urmărit mingea, a lovit mingea, nu jucătoarea. Iar Bonaventura cere imediat ștergerea asupra feței. Iată pe Toma Zudi, iată pe Luciana Marin. Foarte bine s-au descurcat cele două în defensivă. Interesant acum că Luciana Marin este pusă în poziție 2, dar pe partea cealaltă. Aici Christiansen are mult noroc. Are mult noroc. Sunt semne însă că România are prima șansă la câștigarea acestei partide, în sensul în care atacurile danezilor nu ies, cel puțin planul lor A nu funcționează aproape niciodată. Pe urmărire, pe o a doua șansă au mai înscris, însă e important că nu au siguranța că vor marca. Neagu, din nou patru de Neagu! Din nou reușește să treacă de întreaga apărare și să marcheze de acolo, dintr-o poziție care pare să fie atât de incomodă, dar nu pentru, poate, cea mai bună jucătoare a momentului din lume. Neagu a mai fost declarată MVP-ul unui sezon în lume și în 2010. A avut o accidentare însă teribilă la umă, știm foarte bine. Care să fi trecut peste ea. Vine Jorgensen pentru Hansen. Christiansen. Ne apărăm bine acolo cu Perianu, care a ridicat brațele și a blocat, a respins atacul danezilor, care sunt în amenințare de joc pasiv. S-au închis bine fetele noastre. Luciana Marin și Aurelia Brădeanu acolo. Nu cred. Aici e exagerat. Și niciun caz nu pentru Luciana Marin, care e la a doua eliminare de 2 minute, cred. Se putea da poate pentru Aurelia Brădeanu, care mi s-a părut că a intervenit mai violent, însă trebuie să trecem și peste asta. Luciana Marin este la a doua eliminare. Sigur că o a treia ar scoate definitiv din joc.
Din nou scos portarul. A dus jocul în extreme, Fisker e acolo, marchează și au timp să o trimită înapoi în poartă și pe Polcă. Danemarca însă are nevoie de lucruri speciale aproape la fiecare atac, se străduie pentru a reuși să marcheze. Fisker însă, după cum vedeți, cu o acuratețe demnă de atenția noastră, 4 goluri din 4 aruncări. Elisei, e bine că forțăm aceste pătrunderi, totul să facem în așa fel încât să rămânem în atac. Valentina are multă experiență. Valentina era pe teren undeva și în 2005 când le învingeam la un campionat mondial. Încercarea ei pentru Ada Nechita. Christiansen. E gol marcat de daneze care trec acum cam prin cea mai bună perioadă de joc. Au reușit să ne egaleze o dată la 7-7, atunci a fost ultima oară. Să sperăm că nu o vor mai face încă o dată. Eliza Bucescu pentru Brădean. Întâmpinată violent acolo Valentina Ardean Elisei. A venit din nou prin jocul. A ligat în Inter dreapta pentru moment, cu Neagu mutată în exterior. Eliza Buceschi scoate aici o aruncare de la 9 metri. O aruncare de la 9 metri care ne dă șansa ca pe ultimele secunde ale poziționalului să jucăm 6 contra 6. A revenit Oana Manea. Rădeanu pentru Neagu. Suntem în amenințare de joc pasiv. Acum va trebui să aruncăm direct. Bonaventura le cere danezilor să respecte acolo distanța. Neagu aruncă, Neagu apără însă Polsen. E minge din daneze afară, cred. Rămânem în atac. Putem să o luăm de la capăt. Putem să o luăm de la capăt. Aruncarea Cristinei Neagu a fost suficient de bună. Neagu! Golul Cristinei Neagu! Nu? Ba da, golul a fost validat și va fi eliminare de 2 minute pentru Pernille Holmgård. 31 de ani are Pernille Holmgård. Joacă la Copenhaga. A fost cea mai bună apărătoare în meciul cu Suedia, câștigat de Danemarca în optim. Reușita Cristinei Neagu de mai devreme poate fi cheia victoriei, pentru că a scos-o, ne-a dus la 19-17, exact atunci când Danemarca dădea impresia că poate să revină. Sigur, sunt doar 2 goluri distanță și mai sunt 18 minute. Norvegia și Muntenegru merg și ele cap la cap. România, dacă va reuși să câștige, să meargă în semifinale, va juca cu învingătoarea acelei partide dintre Norvegia și Muntenegru. Norvegia conduce cu 23-21 în acest moment. De amintit faptul că știm deja o semifinală. Olanda-Polonia, nu știu cine ar fi crezut. Olanda a reușit să învingă Franța, iar Polonia, cu o surpriză și mai mare, a reușit să câștige în fața Rusiei lui Trefilo. 21-20 a fost scorul pentru Polonia și Polonia s-a bucurat de sprijinul fanilor și pentru că au un antrenor danez pe Kim Rasmussen, omul care antrenează CSM București în campionatul României. A doilea campionat mondial consecutiv la care Polonia ajunge în primele 4. Neagu pentru Eliza. N-a ieșit această schemă. De data asta Hansen s-a apărat. Christiansen, ce bine s-a dus Christiansen. Însă ratează. Erau 3 jucătoare ale noastre repiate acolo. Se pare că a fost însă eliminat de 2 minute dictată
Valentina Ardean în Listei, care rare ori protestează. Acum însă s-a dus la unul dintre filorile cu Bonaventura, greu de spus la care, și a protestat. Cam ușor. Puteam să atacăm pentru a avea atac de 20-17. Aruncare de la 7 metri. Vine Jorgensen, reușește să marcheze acolo. Și danezele vin la un gol. Vedem roșu în fața ochilor. 12.000 de fani sunt în picioare. România însă a condus pe parcursul întregii partide până acum. În cel mai rău caz pentru noi am fost egalați. Am scos și noi portalul. A intrat Eliza Puceschi acolo în centru. E greu să faci schimbarea cu portalul când vii de acolo. Am ezitat. Neacu s-a întors și n-a mai avut cu cine să paseze. În mod normal să ajută să fie acolo Eliza Puceschi, care însă plecase pentru a face schimbarea cu Paula. Acum, în cea de-a doua, n-a mai reușit să intervină. Suntem la 30, a scos din nou portarul danezii. Portarul lor, între ghilimele, e acolo, în extrema dreaptă, poartă tricoul distinctiv verde. Aurelia Bredeanu a respins-o pe Christiansen. Christiansen, înapoi pentru interul lor stânga și angajarea pe pivot, nu dă rezultatele scontate de ei. Ada Nechita și Ioana Manea s-au ajutat reciproc. Christiansen. Oh. Un gol important pentru danezi. E un gol înscris de Hansen. Anne Hansen. E la al doilea gol în această partidă, Anne Hansen. 19-19. În curând vom fi în efectiv complet. Va reveni Eliza Puceschi. A intrat Ana Maria Tănăție în extrema stângă. Acum însă vine schimbarea. N-am înțeles de ce atât de târziu am făcut această schimbare. În fine. Neagu pentru Ada Nechita. E gol! Ada Nechita înscrie dintr-un unghi aproape imposibil. Excepțional jocul Adei Nechita. Bravo, Ada. Ne duce din nou la conducere. Două goluri marcate de Ada Nechita, ambele foarte importante. Fără greșeală până acum, Ada. Forțare în atac. N-am vrut să o spun. Mi-era teamă să nu par prea subiectiv, însă iată că surorile Bonaventura au văzut corect. Am intrat în ultimul sfert de oră și fanii români apar și ei. Ei se vor bucura la sfârșit. Neagu. În stânga e Eliza, primește Eliza, pătru de Eliza, e gol! Eliza Puceschi cu o soluție magnifică! Sandra Tof n-a mirosit această minge. Excepțional și ascunde intențiile Eliza Puceschi, o calitate rară. Până în ultimul moment nu știu ce va face. Golul lor nu este validat, însă primesc aruncare de la 7 metri. Am scăpat aici, fără eliminare de 2 minute, nimeni nu se putea da. Apărare în semicerc. Aruncă Line Jorgensen și marchează în fața Ionicei Munteanu. De la două goluri, danezele vin acum la unul singur. E o presiune constantă pe care cred că o resimt și jucătoarele noastre. Nu doar din tribune, ci și prin faptul că Danemarca este în permanență la un gol, maximum două în spatele nostru. E adevărat că diferența n-a fost mai mare de 3 în favoarea noastră. Neagu pentru Brădeanu, acolo este Ada Nechita, încă o dată Ada Nechita! 3 goluri marcate de extrema dreapta a HCM-ului și vine momentul în care
Klasbrun Jørgensen cere timeout. Poate un prim semn de slăbiciune. Forsvarsmæssigt. Hvis det er, de kører flagovergangen herovre med stregen, så bliver Stine tilbage. Skubber vi en lille smule med, så må vi få den på at tage de skud på Niaku, i stedet for at hun bliver ved med at spille den tynd på os. Ik? Pas på, at det kommer til at gå for langt frem, når det er, hun ligger og laver det pres. Og så skal vi være. Prøv at se, om vi kan være lidt forudseende. Hun har ikke haft en aflæring ud, så prøver vi ind at tage masken på hende. Kom lidt længere frem, hvis det er. Angrebsmæssigt, Stine, kom. Nu cedăm astăzi acolo, Valentina Ardeanu Elisei. Pentru cine jucăm? Pentru noi. De multe ori aceste fete s-au simțit atacate prea devreme și pe nedrept. După câteva meciuri nu foarte bune, dar în fața unor echipe excepționale ca Spania, ca Rusia sau ca Norvegia, au strâns însă din dinți și au reușit să câștige cu Brazilia când nimeni nu se aștepta, în fața campioanei mondiale. Perianu scoasă mai în față, jucătoare foarte înaltă, puternică, aici încă vine un gol, un gol de la Stine Jørgensen, handbalista lui Mitchelland. Spuneam că era cea mai bună marcatoare a lor la acest campionat mondial. Și a ajuns și aici, la cota 3, cu 4, Graful și Fisker. Ele sunt cele mai bune marcatoare. De la noi, Cristina Neagu, 10 goluri din 15 aruncări. Cristina are aproape jumătate din goluri. Acolo e Oana Manea! Gol! Gol validat și Oana Manea ne duce din nou la două lungimi. Nu le dăm voie să treacă peste acest prag psihologic de a reuși să ne egaleze. Repet, n-am mai făcut-o de la 7-7. Sper să nu fi greșit. Dar cred că la 7-7 ne-au egalat ultima oară. Bine, Jørgensen. Cred că mingea a fost deviată. E un alt gol cu un pic de șansă pe care îl marchează ele. 22-23. Mai avem 10 minute și jumătate până în semifinală. Am jucat mai bine decât ele în aceste 50 de minute. Neagu pentru Bucheschi. Oh. Danezele și năspresc intervențiile. Aurelia Brădeanu, în Inter dreapta, a jucat în bun pe această poziție și în Ungaria. Bucheschi. Repunere din 9 metri pentru noi. Thomas Rüdem prin plan și apoi Klasbrun Jørgensen. Neagu încearcă să vede acolo 1-1 și găsește o soluție magnifică! Cristina Neagu este peste orice închipuire în această partidă. 11 goluri marcate de Neagu. Neagu ne trage după ea cu golurile ei, cu pasele ei, cu felul în care se apără. Neagu n-are cum să mai piardă, aș spune, fiind cea mai bună jucătoare a sezonului în lume. Maria Fisker cu o poltă care se duce însă peste poarta noastră. Paula Ungureanu ridică brațele. Mai sunt 9 minute și se aud și fanii noștri. Neagu este luată om la om de Fisker. Schema indicată de Eliza. Schema 2. Să vedem ce va însemna asta. Elisei. Schimbare în direcție. Valentina Ardeanu Elisei. Va fi doar repunere din 9 metri. S-au închis bine acolo. Au fost destul de elastice pe semicerc jucătoarele daneze. Altfel de multe ori destul de greoaie. Eliza. Eliza. Pentru Ada Nechita.
Aurelia Brădeanu, pasa pentru Ana Manea, nu ne-a ieșit. A fost foarte multe atacuri pe care le-am irosit în această partidă. Avem însă în continuare două goluri în față. Apărarea noastră la... pe un ton mai ridicat. Chiar că se comunice, probabil, gândindu-se la ce se va întâmpla în faza viitoare ofensivă. Vine Jorgensen, a venit lansat acolo Hansen. Elisei plecase anticipat, însă până la urmă danezele rămân în poziționat. Hedo pe Christiansen. Christiansen nu prea e o soluție în defensivă. Perianu intră în locul Elisei Bucescu. Thomas Rude discută acolo cu Eliza Buceschi. Foarte important să nu primim gol acum. Masa lungă a comentatorilor și sunt vreo 20 de televiziuni aici, se mișcă pur și simplu pentru că danezii bat la unison din picioare și din palme. Danemarca se apropie din nou la un gol. 23-24. Trebuie să rezistăm. Am făcut-o până acum. Sunt 7 minute. Neagu luată om la om. Neagu îi comunică ceva Aurelii Brădeanu. Am avut dificultăți cu Spania și cu Norvegia, chiar și cu Rusia, la aceste apărări. Unul la unul, le-am exersat, se eliberează acolo Neagu, care a lovit-o în plină figură pe Sandra Toft. A fost o teribilă execuție. Îmi pare rău pentru Sandra Toft. Este o lovitură de knockout. Cristina Neagu, de la acea distanță, în niciun caz n-a țintit figura Sandrei Toft. În niciun caz. De asta puteți să fiți siguri. Cristina are o aruncare de peste 100 de km pe oră. Aruncă de la 9 metri. N-are cum să... Vrea acolo să lovească în figură pe jucătoarea daneză. Sigur că publicul e inflamat, însă acum recunosc că mă gândesc și la Sandra Toft. Să nu uităm, e până la urmă vorba de un sport și când primești un proiectil... O zbucnire extraordinară, ați văzut imediat impactul. Este ca un pumn dat de un pugilist. Am văzut ce urmări pot avea lovituri în... în cazul Gabrielei Sici, care astăzi n-a putut juca prea multe minute. Probabil că nici Sandra Toft nu va reveni pe teren prea curând. Rămâne de văzut. Sandra e o jucătoare admirabilă. Evoluează pentru Larvik. A făcut un meci mare împotriva... HM-ului, mai ales aici pe terenul nostru, până aici gândindu-mă la Baia Mare. Iată că Sandra Toft rămâne în teren. Danemarca are o șansă aproape rarisimă, reușește să marcheze din nou prin Mette Grafholz. Perianu a pierdut-o pe Mette Grafholz. O stică plaje. Perianu n-a reușit să se apere suficient. Cred că o vom retrimite pe teren pe Gabi Sici. Gabi n-a mai jucat din primele minute ale reprizei întâi. Neagu.
Neagu pentru Eliza Bucescu. Hai Eliza, găsește o soluție. Aurelia Brădeanu pentru Ada Nechita. Grea pasă, grea pasă. Ada a găsit mare dificultate acea minge undeva sub nivelul genunchilor. Și n-a mai avut suflul necesar pentru a reuși să marcheze. Iată eficacitatea. Danemarca are aici o oportunitate de a trece în față. Să sperăm că fetele noastre vor rezista. A intrat Gabi Schmidt. Acolo în zona centrală, alături de Aurelia Brădeanu, Luciana Marin și ea pe poziția a doua, în dreapta apărării. Eliz. Oana Mane e pe semicerc. Avem nevoie de un gol aici. Eliza a încercat o piruetă. A fost însă întâmpinată acolo de Line Jorgensen. Neagu, gol! Neagu! Era în amenințare de joc pasiv, însă Neagu găsește încă o dată soluția. Am făcut acolo un zid din trei jucătoare. Am împins pe daneze, Neagu le-a adormit vigilența, dând impresia că va arunca imediat, când s-a mai făcut doi pași și ne duce. Din nou în față. Neagu la 12 goluri deja. Jorgensen. Mingea este blocată de defensiva noastră. Mingea este blocată de defensiva noastră. Gabi Sin și Luciana Marin s-au apărat bine acolo. Au ieșit acum și facem schimbarea de atac. Neagu, Bucescu, Brădeanu și Oana Manea sunt în față. Paula Ungureanu în poartă. Acesta este șaptele nostru în acest moment. Brădeanu! Păcat! Oana Mane a fost împinsă și n-a apucat să se replieze foarte bine. S-a dezechilibrat și a căzut. Avem încă un gol în plus. Incredibil totuși cum România n-a fost condusă nicio clipă de această națională a Danemarcii. România a venit de pe locul 4 în grupa ei. Era cât pe ce să avem 4 echipe din această grupă în faza opțiunilor. Atât de puternică a fost grupa. Danemarca egalează aici. Două minute și jumătate, prieteni, până la finalul acestei partide. Dacă nu vom avea cumva prelungiri. Neagu pătrunde, Neagu! Neagu se teleportează unde vrea ea. Cristina Neagu ne-a dus în spate pur și simplu în acest meci. Pe faza de atac, Neagu a fost uluitoare. Cel mai bun meci făcut de Cristina Neagu.
26, 25, 13 goluri, jumătate înscrise de Neagu. Line Jorgensen. Și danezii, și noi, bănesc și dumneavoastră în fața televizoarelor. Neagu, Neagu, hai Cristina, e gol! N-avea cum să rateze Cristina după ce a marcat din poziții atât de dificile. 27-26, până acum am avut răspuns pentru... Fiecare lovitură primită de la daneze în ultimele minute. Danemarca ne respiră, ne respiră în ceafă. Christiansen păsată pe bancă. Apărare foarte agresivă făcută de fetele noastre și aici e time-out cerut de Jorg. Lăsăm omul ăla care e verde, lăsăm liber. Haide, haide! Cu tine jucăm, da! Costică Bucesti, care cred că a tras atenția asupra faptului că Danemarca s-ar putea să joace 7-6. Pe acest final de partidă și le-a spus fetelor ce om să lase mai liber. Mai sunt 46 de secunde. Avem un gol în față. Hai România! Să ne apărăm în sfârșit bine aici. Și suntem în semifinale. Hansen, Line Jorgensen. Apărarea noastră deocamdată rezistă. Luciana Marin întâmpină și ea bine, o întâmpină pe Fisker. Line Jorgensen nu știe ce să facă. Jorgensen forțează. Nu cred. Nu cred. Au primit 7 metri. Au primit 7 metri. Dar cred că decizia e totuși corectă, apărare în semicerc pentru noi. Iată pe Elisei, care ia acolo în semicerc. Line Jorgensen, față în față cu Paula Ungureanu, mai sunt 23 de secunde. Apără! Paula Ungureanu, din nou aruncare de la 7 metri, din nou aruncare de la 7 metri. Prieteni, nu uitați să respirați. Hai, încă o dată, Paula, față-înfață de data asta cu Line Jorgensen. Șapte secunde.
E gol! Hai să ne grăbim! Hai să ne grăbim, avem șansa! Avem șansa să marcăm totuși, mai sunt 9 secunde. N-avem voie să... 9 secunde. E bine că am avut acest timeout la dispoziție. Hai Cristina! Bune semifinale! Cristina Neagu! Apără Paulsen! Apără Paulsen! E nebunie pe teren! Mai dramatic de atât, nu se putea. Au avut aruncare de la 7 metri când timpul se scursese. Cristina Neagu, căreia n-avem cum vreodată să-i reproșăm ceva, n-a găsit cea mai bună soluție. Un vârf de deget al lui Paulsen face ca noi acum să fim în prelungiri. 27-27 prieteni după o oră în care cele două echipe au mers cap la cap, ori în care Danemarca nu ne-a condus niciun moment. N-ai cum să nu te gândești la ghinion. Paula Ungureanu a apărat aruncarea de la 7 metri. Ninja a ricoșat înapoi la Line Jurgensen și au avut o a doua aruncare de la 7 metri pe care au reușit să transforme. Apoi noi pe atacate ratăm. Să sperăm însă că ne vom bucura și mai tare la capătul acestei partide, pentru că o victorie după o astfel de lovitură primită cred că va fi cu atât mai dulce. Danezele s-au bucurat ca și cum au câștigat meciul după aceea intervenția lui Paulsen. Și e normal. Neagu și Valentina Ardean Elisei sunt frunte în frunte acum pe teren pe echipă. Costică Buceschi a intrat cel pe teren pentru a încuraja acolo pe Cristina Neagu. I-a trecut un glonț mare pe lângă ureche lui Claus Brun Jørgensen, antrenorul Danemarcii. Avem atacul. Încep prelungirile emoțiilor noastre, foarte aproape de semifinale, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim. Elisei pentru Buceschi, Aurelia Brădeanu. Neagu pentru Brădeanu, pasă bună acolo pentru Ana Nechita! Apără Paulsen, Ada nu greșise până acum, un unghi bun. Poate cel mai bun dintre aruncările de care a beneficiat. Cred că a vrut să tragă pe colțul scurt. După mai bine de o oră, încă suntem în față. Cristina Neagu este pentru prima dată pe bancă dintre Oana Manea. Neagu a jucat fără oprire în această partidă. Neagu care spunea că are probleme cu genunchii, cu
umărul, o dor toate după ani de zile în care a jucat la un nivel extrem de înalt și o face probabil acum mai sus decât a făcut-o oricând. Vine Jorgensen în centru, acolo Gabi Stić se apără foarte bine la Hansen. Atacul danezelor. Pleacă Fisker în circulație. Hansen, iese Gabi. Însă nu întâmpină suficient de hotărâtă. Este scăpată din brațe și apoi vine golul. Pentru prima dată. Pătrunde Eliza Bucheschi, 2 minute scoase și avem și gol, 28-28. Din nou Eliza Bucheschi ne arată ce calități de pătrundere are, cât de bine e judecat aici și cum cu resurse suficiente păstrate găsește calea spre gol. Absolut dramatic acest meci. Ana Marina a luat-o pe Hansen, om la om. Ada Nechita se apără și ea foarte aproape la Fisker. Au mai puțin. Ostergaard. Atacul lor este respins, Fisker n-are altă soluție, mingea e la ea, să nu depășească acolo. Apără Paula, bravo! Paula. Avem din nou șansa să trecem la conducere. A fi un răspuns foarte bun după tot ceea ce mi s-a întâmplat în ultimele minute. Eliza Bucheschi, Neagu. Elisei, Oana Manea, Brădeanu, Ada Nechita și Paula Ungureanu. Brădeanu acolo, pătrunde Brădeanu, le-a păcălit Brădeanu cu experiența ei, a dat impresia că va pasa către Ada Nechita, imediat omul lor de pe poziția a doua acolo a plecat în stânga, era chiar Fisker. Fisker a plecat pe fentă și Brădeanu a penalizat, 29-28. Publicul danez aplaudă în continuu. Fetele noastre parcă nu au fost nicio clipă impresionate de această atmosferă. Au jucat, au condus, păcat de acea ratare de la 7 metri. Se poate întâmpla oricui. De fapt, aceasta este dovada că se poate întâmpla chiar oricui. Neagu pentru Eliza Bucheschi. Rodeanu, Eliza. Din nou Eliza, pătrunde Eliza. Doar 9 metri. Vine Line Jorgensen. Le-a expirat eliminarea de 2 minute. Fisker o ia acum om la om pe Neagu. Să vedem dacă vom reuși să ieșim din această apărare. Elisei pleacă. Acum vine și Neagu. Brădeanu. Brădeanu a încercat să pătrundă acolo printre poziția a doua și 1. N-a reușit. Neagu pentru Brădeanu. Brădeanu trebuie să... să găsească o soluție repede. Suntem în amenințare de joc pasiv. Eliza Bucheschi, poate Eliza acum! Împinsă. A fost împinsă, e fault. 29-28. Dacă am reușit să încheiem acest atac prelungit cu gol, ar fi grozav. 4 minute și 38 au scurs din această repriză de prelungit.
Umăr la umăr am mers cu danezele, de fapt mai degrabă ele au mers cu noi. Vine Jorgensen, aruncă mult peste poartă. În sfârșit un moment de respiro. Pauză foarte scurtă. Un timeout suplimentar dacă vrei. România a reușit la acest campionat mondial să surprindă cu ce a făcut după faza grupelor. Repet, n-am fost foarte mult trecut din România, care o să spună lucruri frumoase după meciurile pierdute în fața Norvegiei, Spaniei sau Rusiei. Iată însă că Rusia între timp a fost eliminată de încă de mult. Mai ajuns la medalii. Atacul danezilor. Încă un gol norocos aici. Încă un gol norocos. Tine Jorgensen a avut aruncarea deviată. Că Perianu a deviat mingea, sigur nu e vina ei, deși Mihica Bucevski vorbea și despre felul în care trebuie să... știi să te poziționezi la blocaj, sunt exerciții din vole pe care el le-a aplicat la echipele pe care le-a antrenat. Să știi să devieze aceste mingi în afara cadrului porții. Brădeanu. Trebuie să găsim repede soluții. Fischer e acolo la Neagu, cât mai poate și Neagu. Eliza Bucevski. Neagu s-a retras până la jumătatea terenului. Suntem din nou în amenințare de pasiv. Iată pe Neagu! Neagu și-a protejat poziția punând cotul stâng în figura Mariei Fischer, care e cu un cap mai mică, însă Fischer e bătăioasă, foarte ambițioasă. Nu o slăbește deloc. Brădeanu! Hai acolo! Avem out! Eliza Bucevski urmărea mingea, a făcut însă foarte bine că nu s-a aruncat după ea. Putem să reluăm poziționalul. Aurelia Brădeanu. Acolo, Bucevski, foarte bine, o acasă în blocaj pe Fischer, Neagu are suficient timp și spațiu să arunce și mai marchează odată. Cristina Neagu cu încă un gol, 30-29. 15 goluri, prieteni, vă spun încă o dată, jumătate din goluri sunt ale Cristinei Neagu. Nu mai vorbim de faptul că a avut și două pase decisive. Implicată direct în 17 dintre golurile noastre. Apărarea noastră trebuie să funcționeze acum pe final. În centru sunt Perianu și Brădeanu. În mod interesant, avem pe Valentina Ardeană Nisei între Brădeanu și Neagu. Luciana Marin este în dreapta Gabrielei Perianu. Ada Nechita aproape de Fischer. Jorgensen la coordonare. Jorgensen întâmpinată bine de Luciana Marin. Să vedem aruncarea lor în bară. În bară. Apără acolo Paula. Ia a deviat mingea în bară și avem atacul. 30-29. Putem să ne ducem la două goluri. Încă două minute. Brădeanu pentru Eliza Bucevski. Neagu. Hai, Cristina. Ada Nechita pleacă și ea de acolo. Aurelia Brădeanu încearcă să joace 1-1. Ana Manea. Ținem de acest atac. Cu cât e mai lung, cu atât mai bine. Dacă și marcăm. Manea a repus mingea. Neagu caută o soluție. Eliza, pătrunderea Elizei! Forțare în atac.
Mărțare în atac. N-avem timp să facem schimbări atac-apărare. Eliza e undeva în față, într-un 5+1. Trebuie să avem grijă și la pivotul lor. În momentele grele au reușit să marcheze cu această mete graful. Fischer a plecat și în circulație. Hansen, pătrune Hansen. Golul e validat. Oricum ar fi fost apărare în semicerc. 30-30. Avem însă șansa aici să trecem din nou la conducere. Și mai sunt secunde. Hansen a ajuns la cota 5 goluri. Nu mai contează. Eliza Buceschi pentru Brădeanu. Pleacă din nou Neagu. Neagu! E mingea noastră. A fost faultată de Fischer. Fischer face totuși o treabă bună pentru daneze. Câteva secunde au mai rămas. Hai, Cristina! Brădeanu! Căutăm o soluție, dar nu o găsim. Mai sunt puține momente. Nu trebuie să le dăm șansa să atace. Hai, Cristina! Câteva secunde, Cristina! Buceschi, Brădeanu! Pentru Ana Nechita! E gol! E gol! Am câștigat! Am câștigat! Suntem în semifinale! Ana Nechita dă lovitura de grație Danemarcei! Suntem în semifinale, în primele 4 echipe de la acest mondial! Absolut uluitor! În ultima secundă am ratat și am intrat în prelungiri. În ultima secundă a prelungirilor obținem victoria și danezii vor părăsi arena. Vor rămâne doar românii noștri, cei poate 100 de acolo din înaltul arenei și sigur fetele noastre. O victorie fantastică care cred că închide definitiv gura oricăror critici. Vor urma reacții imediat de la baza terenului, prieteni, și apoi, sigur, emisiunea de analiză. Sunt Costin Gava și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Naționala României pentru că e în lupta pentru medalii. Let's go.